Fundația Comunitară Țara Făgărașului lansează ediția 2022-2023 a Fondului de Burse pentru Excelență, dedicat tinerilor din liceu care studiază la unitățile de învățământ din orașele din Țara Făgărașului, respectiv Făgăraș, Rupea, Victoria și Zărnești. Fondul de Burse pentru Excelență finanțează, începând cu anul 2023, doi licee cu rezultate foarte bune la învățătură pentru a-i sprijini să se implice în mod direct în dezvoltarea durabilă a comunității și pentru a-i stimula să devină viitorii lideri care vor schimba în bine Țara Făgărașului. Se pot înscrie elevii pasionați de IT, robotică, electromecanică și care au rezultate deosebite la învățătură și s-au făcut remarcați prin pasiune, talent și rezultatele muncilor. Potrivit inițiatorilor, pentru a putea obține o bursă, licenii trebuie să aibă rezultate deosebite la informatică, matematică, fizică, mecanică, să aibă media generală pe anul școlar anterior mai mare de 8,50, să aibă media la evaluarea națională pentru elevii de clasele a 9-a, cel puțin 8,50, să fie implicat în activități școlare și extrașcolare și să poată dovedi implicare prin documente justificative. În plus, o situație socio-economică dificilă va fi avută în vedere cu un criteriu suplimentar în procesul de jurizare. Valoarea unei burse este de 4.750 de lei pe an și se acordă într-o singură tranșă în data de 13 ianuarie 2023. Bursa poate fi utilizată pentru acoperirea costurilor de susținere a activităților școlare și extrașcolare, echipamente care ajută la îmbunătățirea performanței educaționale, costuri cu transportul școlar, costuri cu manuale, culegeri, rechizite sau cursuri de perfecționare. Liceenii interesați se pot înscrie în procesul de selecție până pe 16 decembrie 2022. Bursierii vor fi anunțați în 22 decembrie.